vezi, de nu te vezi, de nu te vezi. Ce mai zici, tată? Ce mai faci? Ce mai... Bă, mașina asta îmi place, mașina asta ta merge ca lumea, n-ai treabă. Bă, am, dă nu. Nu. Nu, nu. E și aspirator de gagici asta, cred că. E, mai mult eu mai să uită acum mașina, am un eleu vreo aia. Să uită la mine, zonii. Bă, uită la tine. Asta, uite, la mașină. Ce faci? Păi da, bă, ce faci, tată? Acum avem două minute și intrăm. Ia dintre, s-a venit el cu scop. Dar vreau să vă întreb ceva, că dacă tot stați aici la povești, nu știu. Hai, că ce ți-am zis să ție? Nu puteai să vii tu fără să ne întreb ceva. Dar bineînțeles. Bă, despre Sandu-i vorba. Și mi-a povestit niște chestii, căci că e îndrăgostit. Ai, na. Și m-a luat așa și mi-a spus, corazonul, e bolnav cu corazonul acum. Mi-a spus, bă, Gabriel, știi cum simt? Ca la 14 ani, fluturi stomac, din alea. Și de cine? Zi-mi eu vreo fată de aici în emisiune, că dacă tot simți așa, na, nu doarme noapte. O, fi pus băiatul ochii pe da, dar n-am vrut să-mi spună cine și voi sigur e știți secret, că acum stați acolo. Omul tatonează acum să vadă dacă îi place păi și lui aia de el. Poate să fie, mă, Gabriela niciun caz, că dacă ar fi Gabriela, cred că poate de mine. Mona nu cred. Oricum ea la e fițoasă, Mona nu, el vine cu transportul în comun, nu se uită ea. Ea cred că nici la mine, care ia mașină, să uită. Corina e nouă, nu știu, nu cred că e... Ce? Nu știu ce să zic. Care ar putea să fie din ele? Hai la altă Cornelia. Hai că trebuie să mergem la emisiune. Trebuie să începe emisiunea. Știu, bă, cine e. Știu, mă, ta. Iată că știu. Hai că trebuie să ne cofăm. Te iubesc de nu te vezi, de nu te vezi. Să fiu sincer? Te rog! O să fiu sincer, da. Știți ce s-a întâmplat? Aici a fost așa și un joc de-al meu. Îmi pare rău acum, da. Gabriel cam tot stă cu ochii pe noi și ne urmărește orice mișcare. Păi, dar tu ce crezi că e plătit să joace table cu voi? Da, ar fi interesant. Și dumneavoastră mi-ați promis și vă că n-am reușit să facem nicio partidă până acum, da. Poate nu-i timpul trecut. Măcar să câștigăm și noi într-un fel, nu? Ceva. Da, nu știu despre cine e vorba. Eu am zis-o decât așa, ca să-l fac pe Gabriel să vede în reacția și vezi să... că ți crește nasul. Ca lui Pinocchio. Da, nu, a fost decât un joc. Vorbeam amândoi și când l-am văzut pe Gabriel că vine, am zis, nu. Deci voi dacă mi-l băgați la colț pe Gabriel, să vezi ce vă bag eu după aia pe voi la colț. Păi și el ne-a băgat la colț. Respectați-mi băiatul, că dacă nu mi-l respectați, după aia trec eu la arsenalul greu. Am ajuns să ne fie teamă să și respirăm prea adânc, așa că pac, apare Gabriel pe undeva, zic, opa, stai niște. Are nume de arhanghel, deci trebuie să fie peste tot și să fie acest... Bine, el e un băiat simpatic, mie îmi place, sincer vorbind, așa de el, dar problema se pune și nouă că... Și ne place că de-aia l-am angajat în echipa noastră. Da, da. Să vă trăiască, să fie sănătos, că se descurcă bine. Până la acum, toată lumea, Doamne ajută. Până acum ne-a cam prins, dar aici, într-un fel, cred că nu și-a dat seama, chiar o fi. L-am, da. L-am prins noi pe el acum. Da? Și credeți că noi suntem mai fraiere, așa sau cum? Nu, Doamne ferește. Deja cred că s-ar putea să fim mult mai atenți. Chiar cred că ne-o luăm până la urmă. Și până acum, chiar și Sandu a zis că am... luat-o prin eliminare și am ajuns la concluzia corectă deocamdată. Le-am exclus pe Gabriela și pe Anica. Am exclus-o și pe Mona, că, așa cum zicea și Claudiu, e prea fițoasă. Și am rămas cu Cornelia și cu Corina. Dar cine zicea, cred că tu, Claudiu, ziceai că Corina e un pic cam prea venită recent și n-ar fi avut el timp să se îndrăgostească. Așa zic eu acum, nu știu. Și atunci, cireașa de pe tort? Ia zi, Sandele, tu care e? Zi eu direct ce mai stăm așa. Dă drumul la fluturile aia din stomac și gata. Hai. Ce-și putea spune? Curaj. O să spun la ultima rămasă. Stai, 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 stai.